Închiderea granițelor UE și ale altor state de pe continent i-a prins blocați pe unii moldoveni care au plecat în afara țării. Cum nu pot să vină acasă, unii dintre ei plecați cu viză sau pașaport biometric riscă să depășească termenul limită de ședere. Prin urmare, cei de la Ministerul de Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să contacteze serviciile migraționale sau autoritățile publice din regiunile respective pentru a se documenta asupra procedurii de extindere a dreptului de ședere sau aplicării excepțiilor interne în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor. În cazul imposibilității obținerii informațiilor respective de la autoritățile locale, cetățenii moldoveni vor putea solicita suportul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre, care pot fi găsite pe pagina Ministerului de Externe, mfa.gov.md sau pe pagina de Facebook.